Bonjour, moi je m'appelle Victoria et j'enseigne ici au centre Covadis. Bună ziua, mă numesc Victoria, sunt profesoara de limba franceză aici la centru Covadis, începând cu anul 2013, până în prezent. Pentru mine personal, plusul profesorului este de a învăța dintr-o relație. Eu învăț mereu dintr-o relație cu un copil, cu un adolescent sau cu un matur. Da, desigur că am călătorit în Franța. Cum să mor și să nu fiu în Franța? Este o absurditate. După părerea mea, elevilor din ziua de azi le lipsește o comunicare sinceră. Pe disciplina mea nu, dar în general, da, de genul la... Domn profesoară, totuși, de ce cafeaua se răcește mai repede ca ceaiul? Dar dumneavoastră cunoaște răspuns la asemenea întrebare. Nu fac parte din tagma profesorilor severi, stricți. Desigur că dacă copilul, elevul a întârziat un pic, fie trebuie neapărat să intre și să-și ocupe locul și continuăm mai departe lecția. Dar de ce a întârziat? Vedem noi mai târziu. Desigur, dicționar, deoarece bogăția unei limbi numai așa poate fi învățată, studiată, aflată și sesizată. Google Translate poate să ne ajute în niște situații de urgență extremale. Acum e cuvântul acela, iată, da, am avut în Google Translate. V-aș recomanda să veniți să studiați aici la centrul Covadis, franceza, de la un nivel începător și chiar ajungând până la un nivel avansat, ca să vorbiți fluent, pentru diferitele noastre scopuri, fie studii peste hotare în spațiu francofon sau spațiu Uniunii Europene, fie pentru lucru, fie pentru alte scopuri, pur și simplu a intra și a comunica. Veți avea parte de metode interesante, interactive, veți avea parte de o susținere din partea pedagogului.